Subiectul predicii noastre de astăzi este cum să fii un bun creștin la locul de muncă și m-am gândit poate era bine dacă adăugam și la locul de studii. Pentru că predica este foarte tot atât de relevantă, nu numai pentru cei care sunt angajați, dar și pentru cei care sunt studenți sau elevi la școală. Absolut toate adevărurile de aici îi privește și pe ei. Textul este la Efeseni, capitolul 6, versetele de la 5 până la 8 și spune cuvântul lui Dumnezeu aici astfel. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești, cu frică și cu tremur, în curăție de inimă, ca de Hristos. Slujiți-le nu numai când sunteți sub ochii lor, ca și cum ați vrea să plăceți oamenilor, ci ca niște robi ai lui Hristos, care fac din inimă voia lui Dumnezeu. Slujiți-le cu bucurie, ca Domnului, iar nu oamenilor, căci știți că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. La noutăți, am văzut cum în Parlament, deja vedem noi de mult timp în Parlament, se discută întrebarea aceasta că parlamentarii noștri, deputații noștri, chiulesc, nu vin la ședințele Parlamentului. Acolo unde trebuie să ia cele mai importante decizii, trebuie să discute oamenii cărora poporul le-a dat credit, pe care poporul i-a crezut cei mai înțelepți și le-a dat credit ca să ia deciziile cele mai importante, să elaboreze legi, să ia hotărâri înțelepte. Oamenii aceștia nu se prezintă la ședințele Parlamentului. Mulți din ei nu vin, ignoră ședințele Parlamentului. Și atunci toți unii din deputați au venit cu inițiativa ca să fie cumva penalizați, penalizați mai aspru cei care nu-și onorează responsabilitatea. Și ce credeți? În timp ce unul din deputați cerea să fie penalizați deputații care nu-și onorează responsabilitatea, un alt deputat comunist din sală s-a apropiat de el în timp ce el vorbea la microfon. Și i-a spus, pamor de nihoceș, foarte urât este unui om care a primit așa o responsabilitate să vorbească într-așa fel, urât, urât de tot. Dar asta ne arată o realitate pe care o avem noi în țară, sus, 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 oamenii cărora le s-a dat cea mai mare responsabilitate în stat. Tot zilele acestea, un studiu, tot la Publica TV, spune că elevii de vârste peste 15 ani din Moldova sunt cei mai petrecăreți și doar 26% din ei își fac temele de acasă. Restul, prin petreceri, internet, jocuri la telefon mobil, rețele de socializare și așa mai departe. Acum, poporul e supărat pe cei de sus. Vedeți, am început de la cei de sus și de la cei, să nu zic de jos, dar așa, începători, nu-i de jos, dar ați înțeles, ca și responsabilitate, zic, care au cei mai puține responsabilitate. Chiulesc și unii, chiulesc și alții. Eu vreau să cred că tinerii, elevii care sunt la noi, toți ei sunt încadrați în numărul celor 26% care își fac bine temele de acasă și își iau în serios responsabilitatea care o au. Dar realitatea poporului în care trăim noi arată că oamenii nu își fac bine slujba, nu își fac bine munca, nu își fac bine responsabilitățile. Și atunci, de asta trăim cum trăim, de asta ne confruntăm cu ceea ce ne confruntăm. Cuvântul care l-am citit eu este adresat robilor. Cuvântul acesta a fost scris cu 2000 de ani înainte. 2000 de ani înainte era cu tot un alt sistem economic, era sistemul sclavagist, era sclavie. Economia se dezvolta pe baza muncii robilor. Robii erau de diferite origine. Unii din ei erau proveniți din război, era dintre prizonierii de război. Cei care erau luați prizonieri de război erau vânduți ca și robi. Ăștia erau de calitatea cea mai proastă, pentru că ăștia aveau spirit liber și pe ei nu putea să-i forțeze să lucreze. Și atunci, de obicei, erau folosiți ori ca și gladiatori, erau pregătiți să lupte, asta puteau face, îi puneau să lupte până mureau. Că gladiatorii tot robi erau. Mai erau robi luați prin diferite, cei care prin datorii au ajuns robi. Ăștia erau așa, mai puțin.
Cei mai buni robi erau cei care s-au născut din robii, care s-au născut din tată rob și mamă robă și el n-a văzut nimic, n-a știut nimic altceva decât robia, ăștia erau de calitatea cea mai bună. Oricum, toți robii erau nemulțumiți și când se stârnea o răscoală a robilor, mulți tare se alepeau. Știți despre răscoala lui Spartacus, că ați învățat toți la școală. Drept că și atitudinea stăpânilor față de robi era cu totul disprețuitoare. Învățat din acele vremuri, care a scris un tratat de agricultură, i-a numit pe robi animale vorbitoare și îi trata așa. Puteau robii să-i folosească în cele mai înjositoare feluri. Dar nu erau toți așa, nu erau toți stăpânii în felul ăsta. Erau și stăpâni care îi tratau pe robii lor omenești, ca în toate vremurile. Sunt oameni care s-au purtat omenești, mai puțin erau, alții se purtau urât și fără niciun, cum spune la Biblie, erau greu de mulțumit, astfel oameni. Cum și azi, v-am zis că sunt. Azi noi suntem într-o cu totul alt lume, cu totul un alt sistem economic și noi vom zice, dar cum ni se aplică nouă adevărurile acestea? Ni se aplică în mod direct, în modul cel mai direct. Adevărurile acestea ni se aplică în felul cum ne raportăm noi la locul de muncă. Așa decurgea munca atunci, pe munca robilor, mai erau și cei care lucrau cu sâmbria, dar majoritatea erau. În unele orașe, rata între oamenii liberi și robi ajungea să fie 5 robi la un om liber sau poate și 10 robi la un om liber, putea să ajungă într-un oraș. Așa de mulți robi erau. Așa se dezvolta economia. Să nu-i credeți pe cei care spun că, uite, Apostolul Pavel a încurajat robia prin astfel de cuvinte, că el spune, robilor, fiți ascultători de stăpânii voștri. Nu, Apostolul Pavel n-a încurajat robia, dar nici n-a încurajat revoluții de astea unde toți își taie capurile unii la alții și varsă sânge cu râurile. N-a încurajat el astfel de revoluții. El a încurajat o revoluție interioară, pentru că omul poate căpăta libertate așa, economică și să rămână rob al păcatului și să aibă un spirit de rob și o trăire de rob, să rămână în o atitudine de rob în inima lui totdeauna. Păi invers, Pavel a spus, nu vă faceți rob nimănui și chiar le-a spus și robilor într-un loc. Cine are posibilitatea să devină slobod, să se folosească de posibilitatea asta, dar nu cu preț de sânge. Cu preț de sânge nu este bine. Iată așa. Acum, deci cuvintele acestea, v-am zis, au fost spuse robilor, dar ni sunt aplicabile tuturor nouă. Fiecare din noi are un stăpân. Dacă ești elev la școală, stăpâniți sunt profesorii tăi care, când te-ai dus la școală, ai intrat pe teritoriul școlii, acolo sunt stăpâni profesorii tăi. Dacă ești la universitate, ai lectorii tăi de acolo, profesorii de acolo. Dacă ești un om angajat, ai conducătorul tău, ai directorul tău, ai șeful tău, ai patronul tău, care ți este și el un stăpân acolo. Ești sub răspunderea lui. Dacă ești militar, ofițerul care este în rang mai înalt ca tine, ți este stăpânul tău acolo. Tu ai și tu o responsabilitate față de el. Este mare deosebirea cu ceea ce a fost atunci și acum. Atunci robul nu avea niciun fel de drepturi. Nimeni nu devenea rob de bunăvoie și nimeni nu putea să iasă din robie de bunăvoie. Nu putea fi așa ceva, imposibil. Robul nu avea nicio libertate. Azi vremurile sunt diferite. Tu de bunăvoie mergi la școală, de bunăvoie mergi să te angajezi undeva și tot de bunăvoie poți să ieși de la un serviciu dacă ai, să-ți schimbi serviciul și așa mai departe. Însă, dragii mei, atitudinea noastră trebuie să rămână aceeași, una creștinească. Noi suntem chemați să-L reflectăm pe Dumnezeu la locul nostru de muncă, la locul nostru de studii, la locul nostru de slujbă. Acolo trebuie să-L reflectăm pe Dumnezeu într-un chip frumos. Și tocmai asta ne învață Pavel în aceste trei versete. El ne dă două îndemnuri aici. Unul spune, ascultați, și altul spune, slujiți. Și sunt strâns legate unul de altul. Dacă nu asculți, nu poți să-i slujești. Nu poți sluja acolo unde nu ai o atitudine de ascultare. Trebuie mai întâi să ai o atitudine de ascultare și atunci vei sluji bine. Și iată acolo unde spune ascultați, el zice așa. Ascultați de stăpânii voștri și apoi spune cum. Zice el cu frică și cu cutremur. Cuvântul acesta frică este cuvântul grecesc phobos. Fobii, avem și noi cuvântul, fobii, fel de fel de fobii, claustrofobii, cei care suntem de locuri înguste, de locuri sau diferite, sunt cuvântul fobii, da? Deci cuvântul ăsta fobii înseamnă frică sau înseamnă intimidare, dar mai înseamnă și respect sau reverență.
Iată cuvântul care a fost folosit acolo unde a zis nevestele să se teamă de bărbați. Nu să se teamă că vor fi bătute, Doamne ferește! Să se teamă să nu le supere fața, să nu-l supere. Să aibă un respect adânc, asta înseamnă. Și exact același cuvânt este folosit aici, acolo la locul tău de muncă, la locul tău de învățătură. Trebuie să ai un respect adânc, reverență. Să ai frica să nu-l superi pe cel care ți este conducător la lucru. Să ai frica să nu-l superi pe profesorul tău la universitate. Să te porți frumos cu el, să-i arăți respectul cuvenit. Biblia îți spune că trebuie să-i dai respectul cuvenit. Spune aici cu frică și cu tremur. Cu alte cuvinte, o frică, când te ia o frică mare, începe a tremura, așa-i? Păi uite, îți spune așa să-ți fie frica de a nu supăra fața omului ăsta, de a nu supăra inima lui, de a te purta frumos înaintea lui. Indiferent cum este el, că este un om aspru sau că este un om blând, vom vedea mai târziu. Oricum n-ar fi el, că este un profesor bun sau este un profesor mai puțin bun, un profesor care îți place tare cum predă. Sau un profesor care nu prea îți place cum predă. Totuna, atitudinea ta trebuie să fie cu frică și cu tremur înaintea omului acestuia. Așa te învață Dumnezeu. Spune să asculți de oamenii ăștia ca de Hristos. Cu atitudinea care o ai față de Hristos, așa să te porți și în atitudinea pe care o ai cu profesorii tăi, cu conducătorul tău, cu directorul tău, cu șeful tău, cu șeful de schimb sau nu știu cine, cel care este pus mai mare peste tine, cu ofițerul care este în rang mai mare dacă slujești în poliție, avem și polițiști în biserică, dacă ești militar, cu ofițerul care este pus la militarie sau, iată, astăzi o să merg să le vorbesc la deținute, cu gardienii cei care sunt acolo, ei sunt stăpânii lor, să se poarte cu tot respectul față de stăpânii lor care sunt acolo, arate tot respectul, cu frică și cu tremur, ca de Hristos. Apoi spune cum să le slujească. Zice să le slujești oamenilor aceștia nu doar de ochi, de ochii lor, când te văd ei, ca și cum ai vrea să placi doar oamenilor. Să le placi doar când te văd ei. Asta nu-i bine când procedezi așa, când de ochii lor te porți într-un fel și când ei lipsesc cu totul altfel. De ochii lor arăți respect, arăți reverență, în lipsa lor vorbești de rău, îi nesocotești, îi înșeli, îi disprețuiești în vorbirea ta cu alții. Asta este fățărnicie curată. Și dacă tu ca și elev la școală faci asta, ești un fățarnic, nu copil de Dumnezeu. Dacă tu ca și lucrător faci asta, când vine șeful, arăți tot respectul, tot așa, dar după ce a plecat el, îl vorbești de rău, faci glume proaste la adresa lui, îl disprețuiești în vorbiri, în toate, asta nu-ți face cinste, nu-ți face cinste ca și copila lui Dumnezeu, să nu faci așa. Zice, slujești nu doar de ochi ca să placi oamenilor, sau invers, când vine el, repede începe a lucra, faci impresia că lucrezi, nu mai s-a dus el și nu vreau să vă arăt cum pui picioarele pe masă și... citești Facebook, internet, adnaclasnic, imobil, te joci și așa mai departe, tot când nu el. El îți spune, îți lasă responsabilitatea și nu stă cu arma deasupra ta să te păzească ca să-ți faci lucru. Tu însă ai plecat și nu-ți mai faci lucru. Sau de față cu el, faci lucru calitativ. După ce pleacă el, faci așa ea, așa, știi, ca să fie făcut. Deci nu-i bine așa, trebuie să-i slujești nu de ochi ca să placi oamenilor, ci zice să slujești ca niște robi ai lui Hristos. Și robii lui Hristos, ei fac voia lui Dumnezeu din inimă. Motivația lor vine din inimă, nu de frică sau nu ca să-l impresioneze pe șeful lui care este când îl vede de față. El are din inimă, motivația îi vine din inimă. Zice, slujește cu bucurie, fă-ți slujba cu bucurie, din inimă, dacă ești la școală și înveți. Fă-ți temele de casă, nu de ochii profesorului, nu ca să-l înșeli pe profesor, dar fă din inimă, cu bucurie, zice, ca Domnului, nu ca oamenilor. Lucrul acela, slujba aceea, lecția aceea, tema aceea de casă care trebuie să o faci, nu fă cum ai face pentru profesorul tău, fă cum ai face pentru Dumnezeu. Asta e partea închinării tale creștine. Felul cum tu te porți toată săptămâna, uite acum duminică ai venit și ne închinăm la biserică. Și aici o închinare așa parcă mai pasivă, noi ne rugăm, cântăm, uite o închinare activă tare. Este felul cum tu de mâine dimineață începi să-ți faci slujba acolo la servici. Dacă ești profesor, îți pregătești bine temele, faci bine, că ai și tu un stăpân mai mare, este decanul deasupra ta, este rector deasupra ta, este cineva. Faci bine, îți îndeplinești slujba bine, așa ca să aduci bucurie și să o faci cu bucurie, ca pentru Domnul. Trebuie să ai o motivație corectă și despre asta spune ultimul verset. Zice, pentru că voi știți că fiecare, fie rob, fie slobod, nu contează că ești angajat sau că ești stăpân sau că ești șef sau că ești director sau că ești ofițer general într-un rang mare, nu știu cum,
fiecare, fie rob sau fie slobod, va primi răsplata de la Domnul, după binele pe care îl va fi făcut. Nu salarul trebuie să fie motivația noastră. Cu unii oameni zic, cu așa salar, lucrez cum îmi dă salarul. Ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că lucrăm. Era o deviză la comunist. Așa? Nu-i bună deviza asta pentru creștin. Nu trebuie să fie deviza aceasta niciodată în viața unui creștin. Nu contează cât de mare este salarul. Nu contează cât de mic este salarul. Salarul, răsplata ta adevărată, nu este salarul. Răsplata ta adevărată pentru felul cum îți faci munca la locul tău de servici vine de la Domnul. El îți va da răsplata și El zice că îți va da răsplata potrivit cu binele care îl faci tu acolo. Dacă tu îți faci temele bine la școală, tu vei avea o răsplată de la Domnul. Spune aici, vorbește în contextul slujbii pe care ți-o faci tu. Dacă tu îți faci slujba bine, ai o slujbă de profesor, tu te pregătești bine, vii și aduci bine, lecții calitative, îți faci munca bine, ești instructor de sport, taekwondo, fitness, fotbal, tu te pregătești foarte bine și îți faci munca la cea mai înaltă calitate. Uite, vei primi de la Domnul răsplata pentru faptul că faci munca aceea ca pentru Domnul. Cu așa calitate îți faci tu munca aceea. Bine, bine ți-o faci. Asta este partea închinării noastre creștine, dragii mei. Trebuie să înțelegem, este o parte a închinării noastre creștine. Cu unii oameni se pară, ei cred că închinarea și viața creștinească este doar la biserică. Restul săptămânii, bine, să nu ne certăm, să nu furăm ceva, dar faptul, calitatea lucrului care îl fac eu nu are nicio legătură cu viața mea creștină. Uite, Scriptura îți arată că are cea mai directă legătură cu viața ta creștină. Cea mai directă legătură. Și apoi, cum am zis, răsplata noastră nu-i salarul. Salarul, că-i mare, că-i mic, nu înseamnă nimic comparativ cu răsplata care noi o să o primim de la Domnul. Pentru ceea ce lucrăm noi, adevărata noastră răsplată va fi de la Domnul. În epistola lui Pavel către Coloseni, la capitolul 3, de la versetul 22 până la versetul 25, Pavel abordează exact aceeași întrebare și li se adresează iar robilor, iar slugilor. Și le spune, ascultați de stăpânii voștri ca unii care vă temeți de Domnul. Motivația voastră este frica de Domnul, nu frica de stăpâni. Trebuie să te temi și de stăpâni, dar cea mai înaltă motivația noastră este frica de Domnul. Și zice, orice lucru faceți, să-l faceți din toată inima. Nu alehamete, cum zicem noi. De mântuială, zicem noi, așa? De mântuială, alehamete, nu așa. Orice lucru care îl faci, să-l faci din toată inima, cu toată pasiunea, cu bucurie. Când te apuci de lucrul ăsta, Domnule, vreau să-mi pun toată inima în lucrul ăsta. Fac din lucrul meu, din slujba mea, fac o artă. Omul când face un lucru de artă, inspirația mișcă cu el, așa? De asta ne plac lucrurile de artă, pentru că inspirația îl mișcă pe om să creeze un lucru de artă. Fă artă din asta, fă artă din lucrul tău, fă-l ca un artist așa de bine. Puneți toată inima să-l faci lucru bine, să aduci bucurie la toți. Fă-l ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca pentru Domnul. E ceva, o închinare care eu aduc eu Domnului prin felul cum îmi fac eu munca la servici, prin felul cum mâine vei duce antrenamentul acela la fitness, va fi o închinare pentru Domnul, făcută bine, frumos, calitativ, le aduce bucurie oamenilor, le vestesc Evanghelia oamenilor, le fac bine, frumos, foarte bine le fac, prin felul cum voi răspunde mâine la lecții, îi voi aduce slavă Domnului pentru că mă pregătesc bine, sunt pregătit în toate privințele, vreau bine să-mi fac slujba mea. Răsplata zice că o avem, o vom primi de la Domnul, noi avem o moștenire și moștenirea noastră acolo sus se acumulează, are o strânsă legătură cu felul cum ne facem munca aici jos. Aici spune, răsplata voastră este sus, moștenirea voastră este sus, acolo vă așteaptă răsplata pentru felul cum vă faceți responsabilitatea, cum vă faceți slujba. Și mai spune aici că cine umblă cu strâmbătate va primi potrivit cu strâmbătatea lui. Cine își face munca cu strâmbătate, cu calitate rea, vrea să acopere, face o calitate rea, vrea să acopere, cu strâmbătate, cu lucruri ascunse. La exterior dă o imagine bună, dar de fapt e altă, e cu tot o altă imagine, da?
la fabrica de bomboane lucrează și au împachetat și acolo trebuia să fie un anumit număr de bomboane și au pus mai puțin, au luat 3, 4, au făcut ceva sau nu le-au făcut cum. Unde nu se vede, dacă nu se vede, să treacă testul de calitate fără ca să se vadă, dar să nu fie bine. Asta e strâmbătate și Dumnezeu vede strâmbătatea și Dumnezeu zice că îi va da fiecăruia potrivit cu strâmbătatea lui și apoi mai spune un lucru. Înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului, Dumnezeu nu-i părtinitor. Nu contează ce poziții înaltă ai avut tu sau ce poziții joasă ai avut tu, cum ai fost tu privit de oameni, cum ai fost acoperit de unii sau neacoperit de alții, ascuns de unii, neascuns de alții, unii au închis ochii la strâmbătatea ta, Dumnezeu nu va închide ochii la strâmbătatea ta. Ziceți, vei primi răsplata potrivit cu strâmbătatea ta, dacă tu așa faci acolo unde lucrezi tu. Dacă tu lucrezi cu strâmbătate la școală și nu-ți faci temele și vrei să faci impresia sau nu știu cum, ai problemele și acum toate problemele, rezolvarea lor este pe internet. Și tu ai luat și copii rezolvarea deodată în caiet, arăți profesorului rezolvarea în caiet, dar tu de fapt nu înțelegi, nu-i esență, nu-i nimic, tu nu știi. Asta e strâmbătate. Când tu procedezi așa, asta este strâmbătate. Și Dumnezeu îți va răsplăti potrivit cu strâmbătatea ta, dacă tu zici că ești copil de Dumnezeu, dar procedezi în felul ăsta. Nu se poate așa să procedezi. Trebuie să înțelegi bine, să-ți dai bine silințele. La 1 Timotei, capitolul 6, versetul 12, spune așa, toți cei ce sunt sub jugul robiei, așa era atunci, azi nu e chiar așa un jug cum era atunci, dar atitudinea trebuie să rămână așa. Chiar dacă este un jug munca care o faci, spune toți cei ce sunt sub jugul robiei să socotească pe stăpânii lor vrednici de toată cinstea. Așa să-i privească pe stăpânii lor, să-i socotească vrednici de toată cinstea, cu tot respectul. Așa trebuie să-i socoți pe profesorii tăi la școală, vrednici de toată cinstea, pe toți ei, cu tot respectul să-i privești. Pentru că altfel zice că este vorbit de rău numele lui Dumnezeu și învățătura lui Dumnezeu. Dacă tu nu arăți respect sau arăți lipsă de respect, îi disprețuiești pe învățătorii tăi, disprețuiești pe șefii tăi la școală, disprețuiești pe antrenorul tău, disprețuiești pe ofițerul tău la servici, îl disprețuiești prin aceasta, este vorbit de rău cuvântul lui Dumnezeu și învățătura lui Dumnezeu. Oamenii văd, tu zici că ești creștin, dar atitudinea ta este o atitudine de îngânfare, de dispreț și oamenii văd lucrul acesta și așa este disprețuit învățătura. Dacă este un stăpân credincios, apoi spune să fii foarte atent și să nu-l disprețuiești sub pretext că este frate. Dacă este un profesor credincios la școală, atunci că pot să nu-mi fac temele că el e credincios, e la noi la biserică profesor. Profesorul cel nu o să înțeleagă, el doar știe că am fost în misiune, că am fost acolo. Las că merge așa, nu-mi fac lecții azi, nu-mi fac lecții mâine. Nu, dragul meu, Scriptura spune... Invers zice, slujește-l și mai bine, pentru că el este credincios și prea iubit al tău, să-l slujești și mai bine. Dacă ești angajat la un frate credincios și un frate credincios îți este brigadir, îți este patron, trebuie să-l slujești și mai bine. Am auzit așa de mulți oameni care au început să facă afaceri și care au zis, când am luat credincios la serviciu, așa de dezamăgit am rămas și n-am mai vrut să mai eu. Nu-și face munca bine, nu vine la timp. Totdeauna se cere înainte să plece, vrea să plece înainte de servici, o zi vine, o zi nu vine, totdeauna își găsește scuze și dacă încerc să-l mustru, începe să-mi predice mie și să mă învețe pe mine despre iertare, despre îngăduință, despre răbdare și așa mai departe. Deci cu totul parcă ne-am schimbat cu rolurile. Nu fi așa, dragul meu! Trebuie să ai toată responsabilitatea și faptul că șeful tău, patronul tău este un om credincios, trebuie să ai un respect și mai mare și respectul tău se arată prin responsabilitatea care o ai. Îți faci bine slujba, ești gata să rămâi și după orele de servici, îți faci bine totul pentru că vrei, îl slujești pe un om prea iubit, este fratele tău, vrei să-i faci bine sau este sora ta. Dacă este un profesor la școală credincios, cu atât mai mult îți faci bine temele, să-i aduci bucurie, tu să fii prilejul de bucurie când intră el în clasă, chiar dacă toți se poartă rău, toți îl desprețuiesc, tu să fii prilejul lui de bucurie când el intră în clasă, văzându-te pe tine, să vrea să predea lecția, să fii inspirat să predea lecția. Acasă, când îi vor fi mâinile date în jos și nu mai vrea să mai facă nimic, când se gândește la tine, zic, a, nu, trebuie să merg, am acolo un elev pentru care vreau să merg să fac lecția, că am un elev bun, care prețuiește ceea ce fac eu pentru el, apreciază și care mă respectă. Uite așa trebuie să fii. La Tit, capitolul 2, versetele 9 și 10, spun așa.
tot slujilor le vorbește și le spune în relația cu stăpânii lor să caute să le fie pe plac în toate lucrurile. Vedeți, nu vorbește, faceți diferența. Acolo au zis, nu ca unii care vreți să placeți oamenilor când sunteți de față numai. Nu, vrei să-i placi când vrei să-i placi în toate lucrurile, vrei să-i aduci bucurie. Așa procedează. Așa un om să fii tu, ca să vrei totdeauna să-i aduci bucurie. Prin felul cum îți îndeplinești tu slujba, să-i aduci bucurie stăpânului tău, să-i aduci bucurie șefului tău, conducătorului tău, patronului tău, celui care te-a angajat, profesorului tău la școală, ofițerului tău în armată sau în poliție, să-i aduci bucurie prin felul cum ești tu. Pentru că tu așa faci, vrei să-i placi lui și așa scrie la Biblie. Dacă te-a rolat la oaste, trebuie să cauți să-i placi celui la oaste, tocmai prin faptul că faci toate lucrurile bine, să-i aduci bucurie lui. Spune aici să nu-i întorci vorba. Să nu-i întorci vorba. Vara aceasta, la școala de misiune, am avut un student care întorcea vorba. De la el s-au luat și alții, au început să întoarcă vorba. Și-au venit un instructor întristat să-mi spună, zice, așa mă duc cu inima nătângă, mă duc, zice, când trebuie să-i antrenez. Mă duceam așa inspirat, mă pregătesc și când văd cum îmi întoarce vorba înapoi, mi-a zis și un instructor, și a doilea, și a treilea, până când a avut loc un incident, când în plin antrenament a întors. Și un om care e slujător de Dumnezeu nu-i face cinste deloc să întoarcă așa, să întoarcă vorba înapoi. Și a stricat inima, îi strica inima fiecărui profesor. A stricat apoi inima tuturor. Mi-a stricat inima și mie, a trebuit să intervin. Mă bucur că s-a rugat, s-a pocăit, parcă a fost o schimbare, mă rog schimbarea să fie pentru mult timp, dar nu este bine să faci așa, nu întoarce vorba înapoi stăpânului tău. Nu întoarce vorba înapoi profesorului, nu face lucrul ăsta. Este un lucru urât să faci așa, nu trebuie să întorci vorba. Asta deja arată lipsă de respect când tu întorci vorba. Profesorul îți spune ceva și tu tot pui glume proaste sau glume de este așa de la care profesorul se simte ofensat. Sau uneori poate nici nu o faci, nici nu spui, vorbești, dar faci niște anumite lucruri care îl ofensează pe profesor. Faci niște mimici, faci niște ceva care îl ofensează. Nu fă lucrul ăsta. Prin toată făptura ta, prin atitudinea ta, prin vorbirea ta, arată un respect totdeauna. Nu întoarce vorba înapoi. Mai spune aici să nu furi nimic. La orice loc unde nu te-ai duce tu să te angajezi, totdeauna îți încredințeze ceva. Te-ai angajat să faci curățenii undeva într-o instituție. Normal ori să-ți încredințeze praful de spălat, săpunul, hârtia igienică și așa mai departe, așa-i? Nu începe să pui câte ceva, lasă că mai iei și acasă, mai iei azi o hârtie igienică, mai iei ceva, nu proceda în felul ăsta. Și nici nu risipi, fii un om responsabil, cum ar fi la tine acasă, nu risipi. Dacă te-ai angajat undeva într-o organizație, lucrezi la computer, să zicem. Lucrezi la computer, ți-a încredințat un anumit volum de informații și tu începi să faci abuz de informația asta. Ia informația, o dai la cineva, nu ai drept ăsta. Este furt, dragul meu. Este furt. Sau dacă ești elev la școală și ai început a copia, atunci când pui cunoștințe care nu-ți aparțin ție, asta este furt. Este furt și Dumnezeu este martor. Și iată, aceasta este strâmbătatea despre care vorbește Dumnezeu. Deci nu copia, nu fura, să nu furi nimic. Totdeauna dă dovadă de o credincioșie, de o desăvârșită credincioșie să dai. O desăvârșită credincioșie înseamnă cu tot respectul, fără a fura, fără a desprețui, dau toată cinstea, așa încât omul ăsta să aibă toată încrederea în mine. Să facă verificarea mea numai pentru protocol. Înțelegi ce înseamnă protocol? Că așa orice om care conduce ceva trebuie să facă verificare, trebuie să facă evaluarea, dar să fie numai pentru protocol, el să aibă toată convingerea că aici este o credincioșie desăvârșită. Aici nu se îmblă cu vorbe pe la spate, nu se sapă pe la spate nimic, nu se face nimic pe la spate. Știi că ăsta este un om care dă dovadă de o credincioșie desăvârșită. Și așa zice că vom face în totul cinste învățăturii lui Hristos. Asta este închinarea noastră. Așa facem noi cinste învățăturii lui Hristos. La Proverbii, capitolul 27, versetul 18, spune așa. Cine îngrijește de un smochin, va mânca din rodul lui. Și cine își păzește stăpânul, va fi prețuit. Poate mai puțin am vorbit despre aspectul acesta. Smochinul, vezi, dacă îl îngrijești, el crește. Când îngrijești un smochin, el crește și când vine toamna, el îți dă roade. Tu îngrijești, el te hrănește, îl îngrijești tu bine, el te hrănește și mai bine, așa-i? De fapt, și omul cel care este stăpânul tău,
că este el profesor la școală sau că este șeful tău la serviciu. El este un smochin pentru tine. Este omul sub acoperirea ta, primești tu un salar, unde ai lucruri, unde primești întreținere, ai anumite lucruri, primești cunoștințe, primești, ești promovat, ești implicat, ești... sunt lucruri care le ai de acolo. Dacă te îngrijești de omul ăsta și îi faci bine, se va întoarce, vei fi și tu prețuit de el, se va întoarce, ție îți va fi bine. Dacă tu însă nu ai nicio grijă de el, nu-ți pasă de el, nu-ți pasă de nevoile lui, de grijile lui, nu te interesează persoana lui deloc. Ba invers, în față îi zâmbești și arăți bine, dar pe la spate îl vorbești și el tot aude despre vorbele tale. Nu crede, să știi că aude vorbele tale. La șef, la conducătorul tău, totdeauna ajung vorbele tale. La profesorul tău ajung vorbele tale, să știi. Și îl aude, el știe despre ceea ce ai vorbit. Tu ai vorbit cu cineva, dar vorbele lui ajung. Și el când aude astea și când el vede cum tu încerci să-l impresionezi cu atitudinea ta frumoasă, dar prin spate vorbește altceva. Ce vede el în tine decât un fățarnic? Și apoi te miri, dar oare de ce pe mine nu mă promovează? Dar oare de ce nu are încredere în mine? Dar de ce ar avea încredere în tine dacă aude tu, vorbele tale aud la, ajung la urechile lui? De ce ar avea el încredere în tine când ajung? Vorbele tale ajung la el totdeauna. Nu, asta nu înseamnă îngrijire. Ba invers, cel care îngrijește, cel care se îngrijește de stăpânul lui, el îi face bine totdeauna și când este de față și când nu este de față. Îl apără când vede că stăpânul lui are anumite probleme, anumite nevoi, se interesează cum pot împlini nevoile astea. Pot și eu să fac ceva? Pot și eu face ceva așa ca să-i fie bine, să-și poată și el face bine slujba. Să nu cred că el este un om de la care nu m-a trebuit să aștept, să primesc, să primesc, să primesc. Și dacă într-o zi n-am primit atâtea măsline cât mă așteptam eu să primesc, e rău, gata, e rău, nimic. Nu, 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 dragul meu, gândește cum să investești și tu. Ai și tu o datorie, să te îngrijești de omul ăsta, să te îngrijești ca să-i fie bine, să-i creezi și lui niște condiții, să-i faci și tu lui bucurie. Îngrijește de el. Gândește la lucrul ăsta. Pune-ți chiar întrebarea, cum, în ce fel te îngrijești tu de stăpânul tău, acolo unde este el? În ce fel te îngrijești? În ce fel îi aduci bucurie? Și apoi, asta vreau să vă zic, este și un factor care lucrează la zidirea relațiilor. Uneori te plângi când ai nicio relație, ai vrea o relație personală, personală, mai afectoasă, mai bine, dar nu-ți pasă de el, de nevoile lui nu-ți pasă, de grijile lui nu-ți pasă. Vreau să vă spun acum o experiență așa care am avut-o. Când m-am îmbolnăvit cu spatele, este acum de 4 zile, 3 zile, a 4-a azi, am stat acasă, n-am ieșit. Aveam program mare, dar am stat acasă, că nu puteam face mai mult de 20-30 de pași. Și atunci, așa plăcut mi-a fost când am primit un sunet de la fratele Radu Blendarengu. Și el m-a întrebat, frate Vasile, am auzit că sunteți bolnav. Frate Vasile, dacă este nevoie să plec undeva, să vin de undeva, să... Vă rog frumos să-mi spuneți orice trebuie ca să vă ajut, dacă trebuie ceva să vă aduc, să duc, să fac ceva, zice, eu vă ajut cu ce pot, sau dacă mai este altceva. Acum eu știu că dacă aș apela la el sau la altul, nu m-ar refuza niciodată, dar așa plăcut mi-a fost vorba asta lui, vreau să vă zic. A fost așa, bine m-am simțit de la vorba asta lui, că el s-a oferit să mă ajute cu ceva. Și este adevărat, când am avut o nevoie, am apelat la el deodată. Dar vreau să te gândești acum la relația ta cu șeful tău, cu profesorul tău, cu ofițerul tău, cu cel care este mai mare. Gândește cum poți și tu să te îngrijești de el, să-ți arăți grija pentru el. Că îngrijindu-te de el, binele ăsta se întoarce și ții. Este așa un cerc, vezi cum merge ca cu măslinul. Tu îngrijești măslinul, măslinul îți dă măsline și te hrănești un an. Și apoi iar tot așa, lucrurile merg bine. Îngrijește de stăpânul tău și va merge bine organizația, va merge bine toate lucrurile și îți va fi bine și ții. Vor fi bine. Dar dacă tot critici și tot nu mai faci așa, și asta, tocmai asta creează și relații frumoase unii cu alții. Creează relații slave unii cu alții. La 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, spune că toți noi credincioșii, toți creștinii, trebuie să ne înfățișăm la judecata lui Hristos. Absolut toți creștinii ne vom înfățișa la judecata lui Hristos. Și fiecare din noi trebuie să dăm socoteala pentru binele sau răul pe care îl v-am făcut, trebuie să dăm o socoteală. La unii nu le place să dea raportul. Voi mai vorbi despre astfel de persoane mai târziu. Dar toți noi va trebui să ne înfățișăm cu un raport în fața lui Hristos pentru felul cum ne-am trăit noi viața creștină. Și atunci, zice, vom primi răsplata pentru binele sau răul pe care l-am făcut noi pe când am trăit în trup. Și vom primi răsplata și pentru felul cum ne-am făcut noi slujba la locul nostru de muncă, de învățătură, de slujbă, la locul unde am fost noi. Să nu confundăm cu o altă judecată.
Pentru că unii vor zice, cum așa, în Biblie scrie că nu mai vin la judecată și frate Vasile îmi spui că iar voi veni la judecată. Nu, la judecata lui Hristos ne vom înfățișa toți creștinii. Biblia vorbește despre o altă judecată. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 3, de la versetul 16 până la 18, spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede în Fiul lui Dumnezeu nu vine la judecată, ci a trecut din viață, din moarte la viață. Dar cine nu crede, a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este judecata în fața tronului mare și alb al lui Dumnezeu, la care vor învia toți oamenii care au trăit vreodată pe acest pământ și se vor înfățișa. Și dacă nu ești un copil al lui Dumnezeu și n-ai intrat încă în nou legământ cu Dumnezeu, atunci te vei înfățișa și tu. Și eu vreau să te îndemn acum ca să te gândești la aceea că trebuie să te împaci cu Dumnezeu, să te grăbești să intri în nou legământ cu Dumnezeu, să devii ucenicul lui Hristos, să te botezi, să te alepești de Biserica Sfinților și să urmezi calea lui Hristos spre împărăția cerurilor. La Evanghelia după Matei, în capitolul 25, de la versetul 14 până la 30, Domnul Iisus a spus o pildă. Era un om bogat și pe când trebuia să plece într-o altă țară, a încredințat averea lui la trei slugi, trei robi. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a încredințat 2 talanți și altuia i-a dat 1 talant, fiecăruia după puterea lui. Cel care a primit 5 talanți, îndată s-a dus și i-a pus în negoț și a mai câștigat cu ei alți 5 talanți. Cel care a primit 2 talanți a procedat exact la fel, s-a dus și i-a pus în negoț și a mai câștigat și el 2 talanți. Cel care a primit un singur talant s-a dus și l-a îngropat în pământ și n-a făcut nimic. Când s-a întors stăpânul după multă vreme, cel care a primit, s-au înfățișat toți trei să dea câte un raport, că așa trebuie, la munca ta, la servici, trebuie să dai raport. Când s-a înfățișat acolo, cel care a primit 5 talanți a zis, Doamne, am primit de la tine 5 talanți, iată am mai adus încă alți 5 talanți, iată care sunt ai tăi. Așa am folosit averea. Și stăpânul a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. A venit și a doilea și a zis, Doamne, mi-ai dat 2 talanți, iată am mai câștigat cu ei alți 2 talanți. Și stăpânul a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Au dat dovadă de o credincioșie desăvârșită. A venit și al treilea și a zis, Doamne, știu că ești un om aspru. Auzi tu, obraznicul, ce zice el. Știu că ești un om aspru, seceri de unde n-ai semănat și strângi de unde n-ai vânturat, de aceea mi-a fost frică, cu alte cuvinte, tu ești vinovat, mi-a fost frică, m-am dus și am îngropat talentul și iată ți-am adus ce este al tău. Și stăpânul a zis, rob viclean și leneș, dacă ai avut frică de mine, dacă zici că strâng de unde n-am vânturat și secer de unde n-am semănat, prin urmare nu trebuia ca să te duci să-l pui în negoț, dar tu nici măcar nu l-ai dat la zaraf. Zaraf era așa un fel de bancă, bancă foarte, foarte rudimentar, așa cum să zicem, o bancă foarte incipientă. Trebuia măcar să-l dai la zaraf și la venirea mea să fie adus și tu un venit cât de mic. Tu nici măcar asta n-ai făcut, nimic. Atunci a spus, luați-i talentul și dați-l celui care are 10. Pentru că celui ce are, îi se va da și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are, se va lua chiar și ce are. Și zice, iar pe robul acesta netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Acum vedeți, aici am văzut două feluri de angajați, două feluri de robi. L-am văzut pe cel care are o credincioșie desăvârșită și cel care este unul viclean și leneș. Să privim întâi la primul, la robul bun și credincios. În lipsa stăpânului, el a mers să facă lucru încredințat. El n-a lucrat ca să-l impresioneze pe stăpân doar de ochii lui. Când nu era stăpânul, el a lucrat cu toată dedicarea și a făcut munca bine, imediat. Zice, s-a dus îndată și a pus în negoț talentul. Cum a primit însărcinarea? S-a dus îndată să o îndeplinească și a îndeplinit-o la calitatea cea mai înaltă. Vedem după venitul care l-a adus. Tocmai de aceea, la întoarcerea stăpânului, el a dat un raport concret. A zis, mi-ai dat 5, ți-am adus 5. Mi-ai dat 2, ți-am adus 2. A dat un raport concret. N-a zis, cum a dat Domnul, cum a vrut Domnul, că așa unii robi leneși și vicleni să scuze cu cum a dat Domnul, iau în deșert numele Domnului cei ce fac așa. Cei care procedează așa iau în deșert numele Domnului, care în viclenia lor, pentru a nu da un raport concret bine despre activitatea lor,
cum a vrut Domnul, cum a ajutat Domnul și nu dau nimic concret. Deci nu, ei au venit cu un raport concret, el a fost laudat de stăpânul lui pentru că a meritat lauda aceasta și a primit și mai multă răspundere și a intrat în bucuria stăpânului său. Nu tot așa a fost cu robul viclean și leneș. El în lipsa stăpânului a trândăvit. S-a dus și a îngropat talentul și n-a făcut nimic. A trândăvit, gata, a întins picioarele pe masă și s-a jucat la mobil. Și a stat prețele din socializare. Exagerez, fac și eu, actualizez așa. Predica, că nu erau atunci rețele de socializare. Dar vă spun că găsau ocupații similare. Lenosul și vicleanul găsește pentru trândăvia lui totdeauna. Găsește. Deci așa procedau. Deci în lipsa stăpânului a trândăvit și și-a pus la cale dezvinovățirea. Vedeți, el era foarte bine pregătit cu dezvinovățirea. Când l-a venit stăpânul, când s-a întors, a făcut impresia că este responsabil. A zis, Doamne, știu că ești așa, seceri de unde n-ai semănat, strângi de unde n-ai vânturat, tocmai pentru că tremur înaintea ta, de asta n-am făcut nimic. Tremuri, dacă tremurai, lucrai. N-ai tremurat. De fapt, nu ai avut nicio frică și niciun respect pentru stăpânul tău. Cel care are frică lucrează. El însă, obraznicul, a venit ca să-l învinuiască pe stăpânul lui neîntemeiat de lenea lui. Vina pentru el a dat-o pe stăpân. A zis, eu n-am făcut nimic din pricina ta, că ești un stăpân așa de aspru. Din pricina asta eu n-am făcut nimic. Dacă chiar așa era, dacă chiar mă considerai un stăpân aspru și dacă chiar aveai frică de mine, îți făceai bine responsabilitatea, dar nu dădeai vina asupra mea. I-a fost luată responsabilitatea, omul ăsta a fost demisionat. Dar demisionarea lui n-a fost ca una din zilele noastre. Demisionarea lui a fost aruncat în întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Așa a fost la omul acesta. Acum, dragul meu, ai văzut cum trebuie să fie o atitudine adevărată. Ai văzut un rob care nu-și face munca bine. Ai văzut robi care își fac munca bine. Ai văzut cum procedează parlamentarii noștri și ai văzut cum procedează 74% din elevii din țara noastră. Cam se pare că proporția e de 1 la 4, așa, da? Ce fel de om ești tu? Cum ți-ai făcut tu slujba până acum? Cum îți faci tu slujba la locul tău de muncă? Aduci tu onoare lui Dumnezeu, faci tu ca să fii vorbit de bine munca ta, să fii vorbit de bine numele lui Dumnezeu și învățătura pe care zici că o urmezi, sau faci să fii batjocorită și disprețuită. La școala unde înveți tu, prin felul cum te porți, prin felul cum vorbești, prin felul cum îți faci responsabilitățile, faci să fii vorbită de bine învățătura lui Dumnezeu și numele Domnului, sau faci să fii disprețuit și disconsiderat. Puneți întrebarea bine și acum este un foarte potrivit moment ca să-ți ceri iertare de la Dumnezeu și să-ți schimbi atitudinea, să te rogi, să-ți ceri iertare de la Dumnezeu, să-ți schimbi atitudinea și începând de mâine, să trăiești frumos, potrivit cu învățătura care am primit-o din cuvântul lui Dumnezeu. Că dacă nu o pui în aplicare, nu îți ajută la nimic. Ba invers, îți face rău, pentru că îți va veni în învinuirea ta. Ai știut și n-ai făcut. Fă lucrurile care le-ai aflat. Tot ceea ce ai aflat, pune în aplicare. Pune adevărurile acestea în aplicare și vei vedea tu cum vei fi o binecuvântare pentru școala, pentru organizația, pentru unitatea militară sau pentru unitatea de poliție, pentru sala sportivă, pentru orice loc unde nu ești tu, vei deveni o binecuvântare. Numele Domnului va fi slăvit și oamenii vor spune, uite, Domnule, Hristos locuiește în omul acesta. Ce frumos Hristos locuiește în bărbatul acesta, în femeia aceasta, în copilul acesta, în fata aceasta, în adolescentul acesta, în tânăra aceasta. Ce frumos este văzut Hristos în ei. Așa să ne ajute Dumnezeu.